Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem vărsătorii în dragoste. Vărsătorii. Vărsătorul în dragoste. Perechi, persoana 1, persoana 2 și cei singuri. Haideți să vedem perechile. La perechi. Fidelitate, relația este de la Dumnezeu, nu trebuie să mai căutați în altă parte, nu vă despărțiți niciodată, este cu noroc, aveți copii, familie, tot ce sperați se împlinește, mai aveți probleme de sănătate, dar se rezolvă, veți fi bine. Aveți o dușmancă mare pe care o cunoașteți, știți cine este, împotriva relației, dar nu poate să facă nimic pentru că vă este fidel acest bărbat. Cum să spun, câteodată vă simțiți, eu nu mă dau, nu mai fac, nu, persoana asta nu îmi face nimic, nu-mi dă nimic, nu este cum vreau eu, așa. Dar treceți peste toate, orice probleme trec și veți fi bine împreună, foarte bine împreună. Deci, în relație, dacă nu sunteți împreună căsătoriți, vă căsătoriți, dar dacă sunteți, rămâneți așa până pentru totdeauna, să spun. Prima persoană. Păi, persoana asta vă face nefericiți. Vă minte, vă înșală, spune că face schimbări, dar nu este adevărat, spune că are necazuri, poate că le are, da. Suferă după altcineva. Ori că bea, ori că ia droguri, ori că este cu prietenii tot timpul, oricum o să primiți o veste bună. Suferiți așa, dar o să primiți o veste bună. Vă mai gândiți să urmăriți această persoană, să o terminați, să nu o terminați cu relația, să o urmăriți, să nu o urmăriți. Câteodată sunteți dușmani, că nu vă scrie, nu vă caută. Când vă scrie, sunteți bucuroși, când nu, sunteți triști. Persoana asta are multă nefericire, cred că și are o schimbare în rău cu altcineva sau dacă este singur, are multe probleme, multe probleme din toate punctele de vedere pot fi problemele astea. Vă mai gândiți la un ex, o exă și cu persoana asta parcă vă mai întâlniți și o să aveți bucurie. Așa. Persoana 2. Păi persoana 2, uite dușmani. Ok, persoana 2 mai are pe cineva, deci are două femei. Sau îi pare rău după cineva din trecut și dumneavoastră vă pare rău după cineva, dar vă gândiți foarte mult la bani și vă gândiți la un contract cu această persoană, ca și când această persoană să vă ajute cu ceva. Vă iubește această persoană, doar trebuie să aveți multă răbdare. Ori persoana asta este închisă, nu a iubit de mult, nu a avut pe cineva de mult. Și atunci trebuie să aveți răbdare cu el, cu ea. Sau vă desparte un drum, este o distanță. Așa. Și persoana asta vine de la un drum sau este departe, dar vă iubește. Poate asta este că vă simțiți neputincioși, că nu puteți fi împreună, dar dragoste există și o să aveți surprize plăcute din partea acestei persoane. Ori vă spune că vine, că vă iubește, da? Deci o veste bună primiți de la această persoană. Haideți să vedem pentru cei singuri.
Pentru cei singuri, v-a ieșit casa, uite ce disperați sunteți în casă. Pentru o femeie sau un bărbat, o relație falsă. Vreți căsătorie, vă gândiți, dar nu, nu vă mai gândiți. Persoana aia pe care așteptați nu este. Eu nu văd să aveți pe cineva în următorii 2 ani. Deci cei care sunteți singuri vărsători, singuri, o parte din vărsători, încă 2 ani de acum încolo vor fi singuri. Sunteți mândri, sunteți falși, mândri, aveți și o vârstă mai... unii sunteți vărsătorii mai în vârstă, vreau să spun, peste 40 de ani, nu în vârstă, da, dar peste vârsta de 40 de ani, încă 2 ani pot să mai stea singuri. Pentru mândrie, pentru falsitate, fără nu vor relații serioasă, sau sunt obsedați de o persoană care este căsătorită. Sau vă gândiți la o persoană căsătorită. Sau, da? Cu copii care nu veți fi împreună. Și vă gândiți în casă la persoana asta cu copii. Și vă mai gândiți la un ex, la o exă care așteptați căsătorie, nu va fi. Trebuie să vă schimbați, să vreți pe altcineva, altceva și atunci va veni acea dragoste pe care o așteptați. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.